și castravete, plus satiră și cuplete și bârfe despre vedete. A sosit, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, Tocănița de gazete. Matinal efervescent. Frunză verde de trifoi, ce frumoasă ești tu joi, parcă ne faci mult mai tineri și ne naștem cu toți vineri. Bam, bam! Descoperă.ro vorbește despre un raport dezastros al Băncii Mondiale despre România. Aceasta este părăsită de cei mai buni oameni, educația nu pregătește viitoarea forță de muncă, iar rata sărăciei e cea mai ridicată din UE. Bravo, tataie! Așa e, cum zicea și Eminescu, toți se scurseră aici și formează patrioții, când fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii ăstei nații. Adică o generație de pițipoance botoxate, de pensați, șaormari și maneliști. Bine că vine palezii să mai muncească, da. Aceste cuvinte ne doare. Supărat, supărat moșul nostru. Scrie site-ul g4media.ro că fostul vicepremier Gabriel Oprea rămâne cu titlul de doctor, chiar dacă a primit verdict de plagiat. Cum ce doctor? Doctor specializat în grosimea obrazului. Și în vopsea de păr, să știi. Adevărul.ro ne anunță că bugetarii vor primi salarii în funcție de performanță, potrivit noii legi a salarizării. Ia să vedem, astăzi în ședința Consiliului Director al Televiziunii Române vom anunța noile salarii în funcție de performanță. Și cea mai mare performanță o are Ionescu, de la Administrativ. 14 membri ai familiei angajați în TVR. Felicitări! Urmează Popescu, de la Tehnic, care a acumulat 10 sporuri, trecând prin toate studiourile. Și, bineînțeles, domnul Turturi, că zis și omul invizibil, pentru prezența neobosită la aeroportul Otopeni. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? Libertatea.ro ne anunță că Bucureștiul vrea să organizeze din nou finala Europa League, zice primarul capitalei. Sper că nu pe un stadion de lângă podul Grand. Scrie playtech.ro despre 4 destinații de toamnă aproape de București. Trebuie să ajungi cât mai repede aici. Peisajele sunt rupte din rai. Lacul Vulturilor din Buzău, Munții Siriu, Câmpul Mușcel și Parcul Comana. Pe drumul nostru spre Lacul Vulturilor, dragi turiști, vă invităm să vă bucurați de frumusețile toamnei. După ce am părăsit iată autogara Filaret și a trecut doar o oră, suntem la intersecția Leul. În zare, precum ciorchinii de cătină lucind în soare, sunt miile de stopuri de la mașinile staționate pe podul Basara. În stânga noastră, priviți, ca un mini lac al vulturilor, sunt bălțile de la aspersoarele prost reglate care udă feric strada. Iar acelea, din dreapta, da, care cad ca o ploaie de frunzulițe uscate, sunt de fapt, chiștoacele aruncate de șoferi pe geam. Acum aplaudați, ne mișcăm un metru. Pasiunea mea este natura. Cu arome de panflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița de gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții. Matinal efervescent.